În acest sfârșit de săptămână, sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin va fi gazda unui eveniment în memoria lui Ion Milovan, regretatul antrenor emerit de handbal. Competiția se va desfășura între echipe de juniori. Evenimentul se află la cea de-a doua ediție, iar la el și-au anunțat participarea și fostele jucătoare ale lui Ion Milovan. Pregătite? De treabă. Da! Cum a fost vacanța? Bine! Ați distrat, da? Da! Și nerăbdătoare să începem antrenamentul, da? Da! Acum ce vreau eu să vă rog, câte două fete la o minge, da, la mijlocul terenului, să începem pasele, bine? Da. Hai să vă văd. Duminică 8 mai, o competiție de handbal ce poartă numele regretatului antrenor Ion Milovan va avea loc la Drobeta Turnu Severin. Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediție, se va desfășura la sala polivalentă și se va bucura de participarea fostelor jucătoare ale antrenorului Ion Milovan. Duminică 8 mai la sala polivalentă se va desfășura memorialul Ion Milovan, ediția a doua. La această ediție vor participa două echipe din Kladovo, Serbia, două echipe din CSS de la Craiova, de HM Craiova și două echipe locale ale noastre. Acest eveniment se desfășoară în parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Ion Milovan a fost jucător și antrenor de handbal, una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță, nu numai din Mehedinți, ci și din întreaga țară. Profesorul Ion Milovan a fost apreciat cu diploma de merit de către Comitetul Olimpic Român și Ministerul Tineretului, fiind singurul antrenor emerit din județul Mehedinți.